Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit din nou la microfon, Cristian Ivaneș. Știu cu certitudine că am mai discutat de la acest microfon despre unele lucruri legate de subiectul pe care îl voi aborda acum. Însă, astăzi avem și un articol important, un reportaj care a apărut în revista Time, făcut la Kiev, despre președintele Zelenski, despre șansele victoriei Ucrainei în acest război de apărare împotriva unui atac dement, unei invazii a Rusiei, satrapului de la Kremlin. Și articolul ăsta din revista Time este unul foarte trist, l-aș numi, și preocupant. De ce? Pentru că reportajul se bazează, de fapt, pe interviuri cu președintele Zelenski și cu membrii ai echipei sale și pe surse din anturajul președintelui. Și de aici, din articol, rezultă niște lucruri care pe mine mă pun foarte tare pe gânduri, pentru că treaba nu arată bine. O să vedem imediat care treaba. Zelenski a zis așa celor de la Time: nimeni nu crede în victoria noastră la fel de mult ca mine, a spus Zelenski după ce s-a întors din vizita în Statele Unite. Și a mai spus că americanii l-au întrebat direct ce s-ar întâmpla dacă ar pierde susținerea Statelor Unite. Asta probabil și în anticiparea alegerilor de anul viitor din Statele Unite. Și Zelenski a spus: vom pierde. Simplu și punct. Apoi a mai continuat: cel mai rău este că o parte a lumii s-a obișnuit cu războiul din Ucraina, ce povesteam și noi de la acest microfon, nu într-un singur sau în două rânduri, ci în mai multe. Oboseala de război vine ca un val. O vezi în Statele Unite, o vezi în Europa și vedem că de îndată ce occidentalii obosesc puțin, pentru ei totul devine ca un serial TV, zice Zelenski. Nu pot să văd asta a 10-a oară, se plâng occidentalii, zice Zelenski. Și are atât de multă dreptate și e atât de trist ce spune și atât de adevărat că nu mai ai ce să mai spui. Și zice unul din membrii echipei de jurnaliști de la Time, care s-au dus la Kiev: sclipirea obișnuită a optimismului lui Zelenski, simțul său al umorului, tendința sa de a înviora o ședință din camera de război cu puțină tachinare sau cu o glumă mai deochiată, nimic din toate astea n-au mai supraviețuit acestui al doilea an de război total. Și apoi este citat un membru al echipei președintelui care zice: vine, primește actualizările de ordine și pleacă. Zelenski e îngândurat. Și o altă sursă a spus pentru Time că Zelenski crede că alianții săi occidentali l-au trădat. De ce? Și continuă: pentru că Ucraina nu primește armele de care are nevoie pentru a câștiga războiul, ci doar pentru a-l continua, într-un fel sau altul. Exact chestia pe care noi o comentam de la acest microfon și o comentăm de nu știu câte luni. Iată că treaba asta este confirmată de unul din apropiații președintelui, care a insistat să își păstreze anonimatul spunându-le aceste frământări prezidențiale celor de la Time. Și au mai spus că Zelenski nu intenționează să renunțe la luptă sau să demareze nici un fel de negocieri cu rușii. Poziția sa în acest sens radicalizându-se mai degrabă, potrivit consilierilor săi, unii fiind chiar foarte îngrijorați, și spune unul din ei: se amăgește singur, am rămas fără opțiuni, nu câștigăm. Dar încercați să-i spuneți lui asta.
Ei bine, Zelenski crede, deci, zic consilierii lui, că Occidentul a trădat și că nu îi asigură armele de apărare decât pentru a îngheța oarecum linia frontului, nici de cum pentru a câștiga și pentru a-și elibera țara. Aici are perfectă, perfectă dreptate. Și eu o iau tot așa. Occidentul nu livrează ce ar fi trebuit și putut pentru ca Ucraina să se elibereze de Putin. Ar fi putut să o facă și a ales să nu o facă. De-aia Zelenski se simte trădat, e îngândurat, e posomorât, spun consilierii lui, pentru că eu cred, în fond asta rezultă din ce spun acești oameni reporterilor de la Time, că undeva în fundul sufletului și Zelenski deja știe că nu poate câștiga. Și asta este o tragedie pentru lumea civilizată, pentru că de fiecare dată când am avut, haide să ne gândim începând cu secolul al XIX-lea, nu știu, cu războaiele napoleoniene, care și Napoleon a fost până la urmă respins din agresiunea sa, a fost o agresiune, să fim cinstiți. Apoi, primul război mondial cu demența puterilor centrale, care au fost puse cu botul pe labe de lumea civilizată, al doilea război mondial cu naziștii, care și ei, cu Uniunea Sovietică, printre aliați, desigur, cu Statele Unite, cu tot ce știm, a fost eliminat pericolul nazist. Aici, așa cum stau lucrurile astăzi, pare că Putin câștigă. Ce anume câștigă? Nu câștigă anihilarea statului ucrainean, dar câștigă prin forță și prin rapt teritoriile unui stat independent și suveran, făcând praf și pulbere ordinea internațională și nimeni nu se opune la modul eficient. Ar fi putut să o facă Ucraina prin sângele propriu, prin curajul și determinarea sa, imediat ajungem și la curaj și determinare, că aia m-a scârbit foarte tare. Prin curajul și determinarea sa ar fi putut să o facă Ucraina, deci, cu arme venite din Occident. Singurul care ar fi putut să o ajute. În schimb, vă mai citam ce spunea un reprezentant al unui guvern occidental atunci când a început contraofensiva ucraineană și care a eșuat. Să fim cinstiți, să nu ne ferim de cuvinte. Contraofensiva ucraineană, din nenorocire, a eșuat. Nu a avut succes, nici n-ar fi avut cum să aibă succes. N-ar fi putut. Și atunci acest exponent al unui guvern occidental a spus, păi da, dar noi ne bazăm pe... E adevărat că nu livrăm armele care ne-au fost cerute, nu le livrăm fiindcă nu le livrăm, dar ne bazăm pe eroismul și pe determinarea armatei ucrainene. Deci trebuie să fii total cu mințile duse ca să poți să ai o astfel de exprimare. Te bazezi pe ce? Pe determinarea celor oameni cu ce să-și elibereze țara cu mâinile goale. Pentru că rușii au o grămadă de carne de tun. Au o grămadă de tancuri, o grămadă de camioane, o grămadă de toate categoriile de armament. E mult. Rușii pot absorbi pierderi fantastice. Fantastice. Ucrainenii nu. E și normal. Comparați pe hartă cele două țări. Ar fi, deci, o premieră catastrofală ca lumea civilizată să spună la un moment dat ucrainenilor lui Zelenski: măi, Zelenski, eu știu, da, asta e. Noi ne-am cam săturat, am cam obosit, vedem tot felul de imagini deranjante, ar trebui ca economiile noastre să se transforme în economii de război. Noi nu vrem asta, așa că noi te-am ajutat să-ți menții statalitatea totuși și să nu cadă Kievul și tu să nu cazi prizonier la ruși. Dar nu o să te ajutăm să-ți recuperezi teritoriile. Iar de Crimea, uită. Probabil că se va ajunge la un moment dat acolo, dacă nu chiar expressis verbis, măcar implicit, cum spun consilierii săi în discuția cu cei de la TAM, că de fapt s-a cam înțeles
pe unde bate ce vânt. De aia e extrem de posomorât Zelenski, pentru că își dă seama că, unul, în ritmul acesta cu livrările pe care le primește, nu va putea să-și elibereze țara și, doi, aceste livrări nu vor crește în niciun caz atât de mult încât să îi permită să facă chestia asta. Și atunci, la un moment dat, probabil că Zelenski își dă seama ceva de genul, nu o să am ce să fac. Efectiv, nu am ce face. Nebunul ăla de la Moscova e în stare să trimită sute și sute și sute de mii de noi recruți peste mine și eu îmi voi irosi viețile bărbaților ucraineni și armele câte le mai primesc, nu pentru a-i da afară, ci pentru a apăra o linie, o linie lungă de peste 1000 de kilometri a frontului, care nu se modifică esențial de atâtea și atâtea și atâtea luni, de un an. Cam tot pe acolo e, cam primul război mondial, e un război de tranșee, practic. Cam acolo suntem. 1, 2, 3, 5 kilometri, așa, așa, aia e tot. Și își va da seama, probabil, spre disperarea lui, vă dați seama în ce situație teribilă este acest om, că n-are opțiuni decât să-i zică lui Putin, bă, hai să vedem voi ce vreți, să vedeți voi ce vrem noi și cumva să punem punct acestei nebunii. Asta va fi o premieră negativă, va fi ceva groaznic, pentru că lumea civilizată ar accepta ca frontierele să se modifice cu forța, ca un stat să ia cu forța un teritoriu din alt stat și totul să fie până la urmă ok. Ăsta ar fi sfârșitul ordinii mondiale de după cel de-al doilea război mondial și ar fi începutul unei noi ordini mondiale pe care și-o dorește Putin. China, care își freacă mâinile uitându-se cu nesaț la Taiwan, și țări de genul ăsta care își vor spune, uite, doctrina noastră are un succes colosal pentru că am stabilit un precedent important și deci cel mai tare, care poate militar să facă ceva în detrimentul celui mai slab, o va face și asta va fi considerat un fapt împlinit. Bă, ați făcut-o, ați putut, n-au putut să vă respingă și asta este. Lumea nu va face cum a făcut în atâtea alte rânduri un război pentru a ajuta victima. Victima va fi eventual ajutată să se obișnuiască cu ideea mai degrabă decât orice altceva, ceea ce este înfiorător și va deschide noi și noi cutia ale Pandorei la care nici nu îndrăznesc să mă gândesc acum. Om vedea. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc pentru că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele noastre de socializare și de asemenea pentru că vă gândiți să susțineți aceste emisiuni și acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut și prin funcția membrii canalului sau Supers. Toate informația, inclusiv un link aici în dedesubtul imaginii în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune! Și să auzim numai de tine.